Federația Patronatelor din Turismul Românesc a demarat de astăzi o nouă ediție a programului Litoralul pentru Toți. În perioada 22 mai-18 iunie, prețurile vor fi cu până la 70% mai mici față de cele din vârful sezonului. Programul Litoralul pentru Toți se află la ediția cu numărul 42 și este singurul program social din România, susținut integral de mediul de afaceri, respectiv de patronatele hoteliere autohtone. Potrivit datelor furnizate de Federația Patronatelor din Turismul Românesc, în program s-au înscris până la sfârșitul săptămânii trecute 25 de unități de cazare din toate stațiunile de pe litoralul românesc, care pun la dispoziția turiștilor cumulat un număr de aproximativ 4.000 de locuri de cazare pe noapte, iar astăzi erau așteptate să se înscrie aproximativ 50 de hoteluri care vor pune la dispoziția turiștilor aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. În perioada 22 mai-18 iunie, turiștii se pot caza în hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagră, cu tarife ce pornesc de la 52 de lei pe noapte de persoană, se mai specifică pe pagina de Facebook a Federației.